Salutare și bine v am regăsit la un nou proiect Sound Identity Am văzut un Volkswagen Tiguan 2016 Cu o versiune de navigație cu un sistem MIB și de obicei aceste mașini sunt echipate inclusiv și cu un RNS-uri, da? Deci foarte rar, dar sunt deja, iată, și aceste MIB-uri incluse în sistem. Avem varianta care are cardurile SD pe el, avem varianta care are cardurile SD în interior pe Torpedo. E, problema mare care este, de obicei la Volkswagen, că se pornește pe partea de logo și a, rămâne mort aici. Deci nu mai trece de această parte absolut deloc. Problema să zic așa, a, apărută inclusiv la varianta de Skoda, la varianta de Seat, la Audi și la multe altele, și la BMW și la multe alte, așa zis, mașinuțe. Bun, noi pentru această variantă avem rezolvare. Ați văzut foarte multe clipuri unde am rezolvat partea cu rns 510, 315, 310. Mai nou reparăm mecanisme de RNS 510, magazin de CD-uri, putem să le reparăm, bineînțeles, amplificatoare, navigații, tot felul de nebunări care sunt încă recuperabile. Iată cât de mult stă pe logo, de aia tot vorbesc și încerc să vă tot comunic. Iată Că s-a și stins da? A, așa? Deci ele sunt perfect reparabile Totul este să ajungă la noi Să ne trimiteți ori prin curier Ori veniți personal dacă sunteți din Oradea așa? Și uh, vi putem repara Și vă oferim și o garanție Pentru această opțiune și acest serviciu. Ce mai pot să vă zic că, în cazul în care vrei, poți să adaptăm camera de marșalier pe sistem, camera spate, camera față dar putem face update de soft, adică poți să ai cele mai noi hărți. Dacă ai Apple Connect, putem să-ți-l activăm să ai Apple CarPlay, să ai uh, Waze, -ul, Google, -ul, YouTube. -ul. Așa să fie practic uh, varianta de Apple CarPlay sau Android Auto pe bază de cablu USB și să pot, după aia, să și îți pun un Android Box pe baza căruia tu poți să-ți faci să ai full uh, inteligent acest aparat existent. Adică să ai Netflix, să ai YouTube Video, să ai uh, Prime TV, să ai Voio, să ai Disney Channel, tralala, la, -la uh, Digi Online, tot. Online TV, online radio, online orice uh, Maps sau Ways sau orice altceva. Ce mai putem noi face aici? Putem pune aici camere de vedere față față spate de monitorizare trafic, putem pune căzi în scaune, putem pune frumos lumini ambientale, putem pune parte de sistem audio, putem pune o navigație aici mare cât asta sau o variantă Tesla mai înaltă, care am și pus-o, că am făcut foarte multe. Mai da, putem să spunem haion electric, putem să spunem monitor de în tetiere, încălziri în bachetele de spate și multe, multe, multe alte chei okay, inteligente. Dacă ai chei, okay, let's go. Dacă n-ai, poți să-ți faci chei, okay, let's go. Da? Pornire din ceas inteligent de telefon. Deci foarte multe nebune. Ok, hai să dezmembrăm pe acest aparat și reparăm după care va arătăm rezultatul final. Suntem cu sistemul gata rezolvat. L-am reamplasat. Cum suntem în prima lui, prima lui, așa zis, aprindere. Iată că deja totul se pare că funcționează, apăs pe radio, schimbă banda, deci butoanele fizice care nu funcționau, acum sunt refuncționabile. Iată partea de media, dacă punem pe USB sau pe orice, trece pe AUX. Iată sistemul de telefonie, este deja modului de căutare, comandă vocală, navigația, da? iată este și ea disponibilă și reactualizată totul tot, tot, trafic, meniu. Totul este într-un mod perfect de funcționare. Deci avem touch-ul disponibil din nou în cazul în care aveți probleme cu tot ce înseamnă partea aceasta de MIB 1, MIB 2, variantele cu a, partea de cititor de card SD în torpedo sau oriunde altundeva, să știți că vi le pot rezolva. Nu ai sunet, nu ai X, nu ai Y, toate sunt rezolvabile. Iar acum că v-am prezentat că sistemul este refuncțional, singura chestie ce mai vreau să vă zic că după ce am reparat acest sistem, eu am făcut actualizare și am făcut sistemul de Apple CarPlay, unde dacă eu vă dau acest mic Android Box, care îl dau aici, iată, putem avea full Android tableta, asta înseamnă că putem avea Netflix, putem avea Waze-ul, WhatsApp-ul, putem avea Digi Online, ne putem uita la televizor, așa, Google Chrome, YouTube, video, toate sunt perfect funcționabile, dar pentru această variantă am un alt videoclip, eventual vi las în dreapta, sus aici, vă las o informare pe baza căruia puteți să vedeți videoclipul. Vă face Apple carplay inclusiv prin Speedplay, partea de comunicare wireless, fără absolut deloc niciun cablu. Deci tot tot, tot de la la Z este refuncțional. Ok? Deci orice variantă de aparat de Volkswagen, Audi, BMW, uh, Skoda, Porsche, Bentley, Mercedes sau multe altele, le putem rezolva. Phaeton, mai ales că și ele sunt destul de, uh, să zic așa, grele, stricăcioase, așa, le putem practic rezolva fără nicio problemă. Și comenzile de volan sunt funcționabile, ia să vedem, iată de că dacă aștept. îi dau frumos comandă de volan, deci nu s-a pierdut nimic, nu s-a stricat nimic, totul este într-un mod de funcționare. Ok, acum că v-am arătat toată această variantă, este videoclip mic, nu vreau să lungesc, uh, vă las un video scurt în care vă prezint cum mă puteți găsi pe YouTube, pe Insta, pe TikTok, pe Facebook și cum puteți să beneficiați de serviciile noastre sau în cazul în care vrei să schimbi o navigație, ce anume, ce pași trebuie să faci. Am decis să facem un final, să zic așa, în varianta de general, pentru toate tipurile de videoclipuri, acesta va fi finalul. Deoarece vreau să vă ajut într-un mod foarte simplu, foarte elegant cum puteți să contribuiți în tot ceea ce este modul nostru de căutare și cum puteți să ajungeți cel mai ușor la modul dorit de a, a finaliza o căutare sau să finalizați un proiect care doriți să îl vizionați. Deci, pasul întâi. da? Vă spun din start, vă rog frumos, mă puteți suna de luni până sâmbătă, exclus duminică, orele 9-19, ok? Nu mai repede, nu mai târziu și de 10.000 miliarde de ori vă zic, nu mă deranjați duminică, pentru că foarte mult să scrieți duminică, mă provocați să vorbesc, dar nu pot să vorbesc și nu vreau să vorbesc duminică. Deci, duminică, vă rog frumos, nimeni să nu mă deranjeze, fiecare să se relaxeze. După care. Hai să începem așa. Avem așa. Facebook, YouTube, Insta, TikTok, WhatsApp. Toate le găsiți pe partea și pe canalul nostru de web. Da? Pe www.soundidentity.ro Întotdeauna clipurile noastre apar mult mai repede pe canalul de TikTok și am să încerc să-l deschid aici. Să văd dacă reușesc și sunt logat pe acest dispozitiv. Da? În varianta de TikTok, dacă cauți acest text, Sandu Hifi, simplu, nimic altceva. Sandu Hi-Fi, Sandu Hifi. E, aici poți să intri, dacă îmi dai mesaje, nu prea știu unde să, să caut mesajele, dar mai bine nu îmi scrieți mesaje, ci scrieți -i. Da, Iată aici am făcut niște diversificări, adică Volkswagen, Tesla, Porsche, Mercedes, BMW, Audi. Dacă îi dai pe Porsche, vezi numai Porsche-uri de pe TikTok. Dacă îi dai Tesla, vezi Tesla. Dacă îi dai Mercedes, Mercedes, BMW, BMW, Audi. Așa, și cam atât am în partea de sus. Bun. După care, aici în varianta TikTok, da, iată că o să vezi foarte multe prezentări. Odată că vezi varianta de camere de vere, ce v-am zis, lumini ambientale, da, proiect tot așa cu lumini cu trimuri ambientale, varianta de androidizare pe sistemul original la cel mai nou Uh, tip de Mercedes plus uh, niște Twittere 4 de demențial de frumoase, iată navigație pe Alfa Romeo, vedeți navigație pe Grand Cherokee, pe Kia, uh, Stonic, nici n-am auzit de el, 2023 și pe i30 am făcut androidizare, adică dacă ai sistemul original de Apple CarPlay, poți să-ți implementezi un modul care să-ți facă full Android sistemul, exact asta am făcut și la 2.2.3, da? plus cheile acestea inteligente care le vedeti că le-am prezentat. Să, iată cel mai mare sistem de navigație pentru un E90, da? varianta de a, prezentare și aici, vedeți foarte multe variante, iată la GLC, varianta de aceasta de chei, de camere, de lumini ambientale, ok? Vedeți foarte multe sisteme de navigație, Hyundai, Renault, porsche -uri tot ce doriți puteți să găsiți aici prin tiktok mele, lumini ambientale, iată, așa, sisteme navigații diverse, tot, 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 da? Deci pe TikTok, dacă mă cauți Sandu Hifi, aici poți să vezi foarte, 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 foarte multe proiecte superbe, da? Bun, după care revenim. Și tot aici în shopul nostru online, după câte v-am zis, avem Facebook unde pe Facebook, vă zic și Facebook-ul, dar nu-mi scrieți mesaje pentru că nu avem timp de mesaje. Facebook, sanduvancea, soundidentity.ro, Toro Radia Dealer Autorizat, partea cu evacuările electronice, da? că și partea de încălzire în scaune Oradea. Totodată mă găsești pe Insta, nu-mi scrie mesaje, că nu am timp de răspunsuri, maxim pe WhatsApp aici, da? pe Insta, sanduhifi, soundidentity.ro, că și partea de evacuări, Tor Oradea Dealer Autorizat. Pe partea de WhatsApp, mă poți găsi 0722378512, iată acesta este numărul care îl vedeți și jos, sus, la final, la început de clip și în partea de descriere a videoclipului. După care pe canalul de YouTube, dar nu înainte să vă arăt în cazul în care nu ați, ați evitat și n-ați văzut cum puteți să căutați la mine în canalul, în, în partea de site, unde deja am pornit partea de vânzări online, orice vrei să cauți, vrei să cauți o navigație, îi dai la configurator, cautăm o auto autonavigație, da? după aia dăm marcă, de exemplu, hai să-i Mercedes, ok? Hmm, așa, că acolo avem foarte multe. Uite, din 4300 de navigații, când mă întrebați, domnule, cât costă una? Nu știu, pentru că, uite, dacă dau, că marcă înapoi, deci din 5000 ceva de produse am 4313 navigații. Deci, uitați-vă, atent, vă rog frumos, că e foarte, foarte simplu site-ul meu. Intri, îi dai Mercedes, Audi, BMW, ce vrei tu. Și după aia te întreabă model după an și te ajută și modelul și anul și tot, 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 tot da? Căutăm un, hai să zicem, un GL, GLS, orice altceva. Și aici aveți 3 produse, da? Hai să căutăm undeva, uite, aici la mele, 18 produse. Îți arată câte produse ai, deci dacă am 18, unde am? Cam 3, da? dă în jos, pentru că vă zic exact clar, pentru că mulți nu sunteți atenți un pic și poate nu cunoașteți rularea site-ului și atunci nu le vedeți în mod de uh, rulare, ok? Asta este o variantă de căutare. Vrei să cauți altceva? Camere. Acum implementăm camerele. Oricum, după ce vedeți clipul ăsta, poate peste sau vrei să introduci o cameră într-un sistem original, vrei să ai Bluetooth, Bluetooth audio, camere monitorizare, trafic, da? Hai să mergem tot așa, marcă, hai să luăm aleatori, uite, Skoda, am de 18 produse, care? Hai să vedem care are mai multe, Octavia, MK2 sau oricare altul, da? Îți arăt aici manoperă, card SD și îți arată variante. Avem de la 699 de lei până la 4K la 1250 de lei. Da citește, ai cameră față, spate sau ai cameră doar uh, față. Scrie aici filmare față trafic plus parcare, adică și în trafic și în parcare. Față spate trafic plus parcare. Dacă te uiți aici filmare față trafic doar față, trafic plus parcare. Față trafic fără parcare. Adică modul în care static nu ți va uh, filma. Aici față spate trafic fără parcare. Următorul este faț, față-spate plus parcare. Deci știți textele, vă rog, pentru că așa vă veți da seama exact ceea ce trebuie să găsiți. Vă mai dau încă... Iată... Așa am ceasuri digitale mai nu am detectoare module Apple CarPlay dacă vrei pentru o mașină dacă cauți aici marca uite aud că sunt multe și hai să vedem un modul care este deci totul tot, tot este transparent numai să fiți vă rog frumos atent pentru că prin transparența aceasta puteți să vedeți tot, tot, tot. avem variantă de. Apple CarPlay care îți face Apple-ul în uh, varianta Full Wi-Fi fără cablu, Android-ul auto -ul, ți l face Full fără cablu, Avem Android Box-ul care îți uh, face Androidizează tot sistemul și după aia na, sistemele de Apple CarPlay care le vedeți direct aici. Okay? Bun, După care hai să mai vedem încă o soluție. Da? Vrei să îți introduci într-un uh, sistem original o cameră de parcare, îți cauți așa Modul cameră parcare față spate în sistemul original. Da? Deci în sistemul original, când nu vrei să schimbi navigația, marca, uite, Audi, pentru că acum lucrează fata noastră la ea, da? Model, uite, hai să vedem care are. de exemplu, a 3 p da? Okay? Și aici poți să vezi, iată, modulul care îți face această permitere de intrare în sistemul original. Ok? Sau ia să vedem un Audi Q5, de exemplu. Ia să vedem. Uite, Q5 8R. 17 da? 2008, 2017 Avem o variantă care știe doar camera spate, care este 1200 de lei, sau știe camera față spate, doar cu 300 de lei mai scump modulul. Și atunci, în varianta aceasta, când ai aceste, aceste opțiuni, doar cu 300 de lei diferență, este mult mai rentabil să-ți iei față, spate și atunci știe două uh, variante. Când scoți din mașalier, știe să-ți activeze și partea de față, dar asta nu în toate cazurile, deci de aia trebuie un pic să comunicăm ca să vedem despre ce e vorba. Iată, am și pentru Q7 9 4M nou, da, tot așa, modulele care sunt, ok? Plus camerele referente, vin recent, o să punem și prețuri de manoperă, o să punem tot, tot, tot. Acum suntem în construirea site-ului. Vei o evacuare electronică, iată mă duc și aici, o să-i dau, de, exemplu, toro evacuare, selectez marca sisteme Torex Haust, selectez model Torex Haust și atunci vei vedea aici tot ce înseamnă accesorii, fără să tai niciun cablu la Audi, plug and play, frumos, freză dacă vrei, da? varianta de montaj, fără sudură, cu sudură, modul cât e un difuzor citește, tor generator de sunet, difuzor, este atâta, după care... Tor, modul, da? modulul central care vi l-am prezentat este atâta. Un sistem cu un kit, atâta, un sistem cu două kituri, atâta, deci totul tot, tot este să vezi ceea ce s-a efectuat aici ca să poți să ai uh, control asupra oricărui, oricărei căutare. Totul tot, tot este mură în gură, numai un pic trebuie văzut. Sistem de ridicare, bagaj, hai să vă mai arăt un pic, da? Marcă, uite, direct că sunt trei bucăți, da? Și model, ce model? XT4, ok? Și aici poți să vezi, iată, manoperă plus partea de sistem, ok? Bun. Acum, după astea spuse, că vreau să vă arăt de la la Z cum să cotrobăiți în site, după care, bine ați văzut că puteți și să comandați online, fără probleme, mai facem aici o secțiune de galerie video. La galeria video, vă dau un exemplu, am peste 1000 de videoclipuri în, în, canalul de YouTube și vreau să vă ajut cum să găsiți, dacă vreți, doar o marcă de Audi. Uite, îi dau la Audi da? și din 1000 de clipuri, cum găsesc eu, de exemplu, tot ce ai făcut la A4B8. Uite, așa. E da A4B8 și din tot YouTube-ul meu de 1000 și ceva de videoclipuri, îți va arăta al meu site clipurile care le am cu A4B8 aliniate. Doar totul este să fii atent și să citești, dai click pe el și te duce direct în canalul de YouTube și poți să le și vezi. Și apropo, dacă toți suntem aici, deci la clipuri video, acum o să le facem și o să le organizăm. Iată ce A6, uite, C6, ok? O să arate clipurile A6, C6, doar 4 clipuri. Momentan am mult mai multe, dar încă sunt probă să văd dacă funcționează această opțiune. Deci am performantizat și această variantă ca să fie cât mai superbă, da? Și o să vă mai arăt încă o situație foarte tare. Configurator, autonavigații marca, hai să zicem, BMW, ok? Uite cât de simplu e site Eu nu vă arăt nicio reclamă, nu vă arăt alte produse, nu vă arăt nimic. Uite, seria 3 E46, de exemplu. Da? Intrăm aleatoriu pe un prim produs, oricare, el. Yeah. Da? Am intrat pe el, ceea ce este superb, că dacă vrei să mai prinzi idei, da? totdeauna citește ce este cu roșu. Pentru verificarea compatibilității, vă rog să ne sunați. Așa, după aia zice, atenție, mașina cu radio CD de fabrică, fără că mare, vă vor avea. Deci toate atenționările veneam dat, plus că ceea ce mai este încă super, videoclipuri demonstrative pentru gama BMW, îi dai click aici. Ai dat click aici, te duce direct în canalul meu de YouTube, în playlistul BMW, care am să ți-l arăt imediat ce înseamnă playlistul BMW, unde o să vezi foarte multe clipuri. Și aici, uite, numai BMW-uri vezi, doar BMW. Și aici poți să-ți vezi idei de BMW. Da, să vedem cum ajunge aici, ha? în cazul în care chiar vrei să ajungi la, uh, în YouTube. Da? Îi dăm frumos o căutare, uite aici în YouTube și scriem, da, îi dau text, îi scriem Sound Identity, acest text, da? Iată. Bun. Când ai click pe această operațiune, o să dai de acest logo. Când ai dat de acest logo, scrie Sandu Hifi Shop Sound Identity. Da, doar, doar dai Sound Identity și te duce aici. Sau Sandu Hifi dai și te duce aici. Mulțumesc tuturor care sunteți subscriber. Momentan sunteți atata. Acest videoclip, uh, finalul de videoclip, am să-l folosesc pentru mult mai multe videoclipuri uh, Așa pentru că vreau să vă dau cât mai multe informații. Dai click pe ea, Da? Vă mulțumesc tuturor care sunteți alături și pe TikTok și pe YouTube peste tot. Aici odată că vezi informațiile, site-ul, comenzi, instalări, tot, tot, tot plus v-am zis număr de telefon sus, jos, la final, la început și în descriere. După care, dacă răsfăiești, vezi aici ai Home, Videos, Short Life, Playlist sau acasă, videoclipuri, shows live, playlisturi, da? Dacă îi dai pe videoclipuri, totdeauna o să vezi ultimele mele clipuri expuse, da? Deci, de exemplu, aici lumina ambientală aici a preparat un Bentley Continental, aici a montat pe Porsche ca în ceva, navigație superbă și vezi aici mașini de mașini, că și eu mă minunesc câte mașini Maserati, hyundai un noi, câte variante și generații de mașini cu, începând de la lumina ambientale, de la pornire din ceas inteligent de telefon, de la implementare, a, CarPlay-uri, camere, camere de evacuare trâncă, inclusiv și pe AMG-uri, pe Tesla, pe tot ce vrei, da? Camere, trafic, iată, X6 2023, o să vedeți foarte multe mașini 2023 la mine, iată, Porsche Panamera 2023, 4E, hibridul, tot ce vrei găsești aici, dar dacă vrei să găsești exact o marcă de mașină, îi dai aici la playlisturi, da? Apeși neapărat Created Playlist, ceea ce pe calculator îl găsești tot sub Home sau sub pagina de pornire. Îi dai Created Playlist nu te uiți la astea, ci începe, nu te uiți până nu, 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 o să le vezi. O să înceapă așa și citești. 01 tot proiecte, 02 sandu, 03 tor evacuare, 04 alarmă, 05 încălzit, 06 sisteme. Ce s acest lucru? Dacă am pus o evacuare electronică pe o Tesla, pe un Touareg, pe un Maybach, pe un BMW, pe un orice, toate clipurile sortate, ca și torul, le găsești doar aici în 03. Da? Bun, dacă de exemplu vrei să cauți sisteme audio pe mai multe mașini implementate, Mergi la următorul, la 06. E aici găsești multe mașini la care am făcut sisteme audio, Mercedes-uri, BMW-uri, Porsche-uri, tot, 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 incinte, bași, tot ce vrei găsești aici la diverse mașini. Dacă vrei să vezi, de exemplu, încălzire în scaune, alarmă cu pornire mașină, da? Alarme ce pornesc din telefon, din ceas inteligent, din tot, tot, tot. Încălzire în scaune, față, spate, senzor de parcare, la ce nivel putem să facem, moitoare în tetiere, Apple carplay să-ți faci Vezi YouTube, google direct pe sistemul original, da? Mașini americane, reparații electrodiverse, kituri tuning exterior. Deci, toate acestea le poți vedea frumos uh, sortate, da? Iată, camera, față, spate, DVR, ok? Deci, poți să vezi și aici, aveți 82 de videoclipuri, 8 videouri, 8, 83 videoclipuri. Găsește aici câte sunt, o? Oh, la car player, câte 101, da? De la 14, la 14 avem ambientale, de exemplu, dacă vrei să vezi numai ambientale puse pe diverse mașini, aici aveți tot felul de nebuneli de ale mele cu lumini ambientale. Bun. După care, de la 15 încolo, începe alfabetul auto. Hai să vedem. Asta înseamnă că Alfa, Audi, BMW, Chevrolet. A, B, C, iată, D, Dacia, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N. Unde vrei tu? Maserati, Mercedes, Mitsubishi, Mini, Nissan. Tot ce vrei le găsești aici. Ok? Deci în ordine alfabetică le găsești frumos aici toate. Da? Deci tot, 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 tot găsești aici foarte elegant expuse. Sper că am reușit să fiu cât mai concret. Totul rămâne în cazul în care doriți orice echipament să accesați site-ul nostru www.soundidentity.ro da? Totodată de aici puteți comanda, puteți să vă programați la instalări, vă putem oferi servicii în toată România, peste tot avem instalatori, da? vă pot ajuta în foarte multe și atunci nu uitați site-ul unde puteți să vedeți. Vedeți cu câteva minute anterior v-am arătat cum se configurează, cum se găsește. Aici mă găsesc pe canalul de YouTube cu playlisturi, playlisturi create, cum v-am arătat și îți găsești ce vrei tu. Ok? Nu uita, peste tot, Sound Hifi, Sound Identity. Bye bye.